O femeie în vârstă de 32 de ani și-a ucis soacra, după care s-a așezat lângă cadavrul ei și a aprins o țigară în așteptarea soțului său. Criminala se apără și spune că mama soțului este cea care a sărit prima la ea. O femeie din Italia și-a înjunghiat soacra de mai multe ori, motivând că nu mai putea suporta. Soțul acesteia susține că femeia de 32 de ani suferă de depresie. Femeia în vârstă de 62 de ani a fost atacată cu un obiect ascuțit cel mai probabil, fiind vorba de un cuțit de nora sa. Incidentul a avut loc în apartamentul bătrânei. Soacra și nora se certau des, iar cearta care a avut loc în acea dimineață a reprezentat picătura care a umplut paharul. Conform primelor reconstituirii, crima a avut loc la scurt timp după ce tânăra a ajuns în apartamentul femeii. După ce și-a ucis soacra, femeia s-a așezat pe cadavrul ei și și-a prins o țigară. Soțul criminalei susține că aceasta suferă de depresie de mai bine de un an, iar faptul că se confruntă cu această boală nu a făcut nimic altceva decât să agraveze situația. Nu voia să fie tratată, trăiam în iadă de un an și jumătate, am făcut totul pentru ea, chiar și atunci când a început să manifeste tulburări depresive. Se trezea noaptea și dormea foarte puțin, mânca atunci când avea chef. Am consultat un medic, dar ea nu a luat medicamentele. De ceva vreme nu o lăsam singură cu cu copiii noștri, pentru că mă temeam că le-ar putea face rău. În ultimele zile mă gândisem să merg la un specialist, dar eu îmi iubesc săția, a povestit bărbatul. Tânăra susține că ea a fost atacată prima. În timpul anchetei, aceasta a spus că soacra ei este cea care a atacat-o prima, după ce s-a concluzionat că Laura a înjunghiat-o în abdomen și în gât. În timpul interogatoriului la care a fost supusă și la care a fost asistată de avocatul acesteia, femeia a precizat că soacra ei era cea care avea grijă de copiii cuplului. În ultimii ani, relația dintre noră și soacră se tensionase, dar lucrurile păreau să revină normal. Tragedia de astăzi nu are nimic de a face cu ceea ce s-a întâmplat acum câțiva ani. Ea nu a vrut să fie tratată, nu mi-am lăsat niciodată copiii singuri cu ea, a mai spus soțul, relatează Canal de Bungro.